nu credem în destin, dar e o rânduială lui Dumnezeu. Eu sunt de 6 ani în Bistrița și n-am fost niciodată aici. Trec pe aici, am trecut, poate că și zilnic, la un moment dat, timp, mai ales m-am ocupat de construcția centrului. Dar am venit din Huedin, când eram în clasele primare, am venit în excursie, cu școala. Și iată că Dumnezeu m-a adus acum și pe mine, datorită dumneavoastră. Așa de vreau să fie, Și pentru noi vizita aceasta este o sărbătoare.